Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Bismat, pe care astăzi o vom prezenta într-un mod diferit. Scopul nostru fiind de a vă împărtăși ideile și opiniile a doi elevi de liceu, eu și Maria, despre importanța dezbaterilor în viața de zi cu zi. Eu sunt Teo, am 15 ani și sunt elev la Liceul Teoretic Ovidius și membru al Constanța Debate Club. Ea este colega mea, Maria. Da, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mă numesc Maria Iulia Dragomir, sunt elevă în clasa 10-a la Colegiul Național Mircea cel Bătrân și de asemenea membră Constanța Debate Club. Tu de ce ai ales să te implici în astfel de activități? Deoarece acum ceva timp în gimnaziu, în clasa 6 mai exact, profesoara mea de limba engleză organiza astfel de competiții, de dezbateri în limba engleză și mie mi-au plăcut foarte mult și mă simțeam cumva, nu știu, îmi vreau să-mi exprim punctul de vedere și să mi-l susțin și cumva să joc un rol, chiar dacă nu eram de acord cu moțiunea. Iar în momentul în care am intrat la liceu, nu am mai avut aceeași profesoară, nu s-au mai organizat dezbateri la clasă și atunci chiar eram în căutare de un astfel de club în care să continui cu dezbaterile și vorbirea liberă și să-mi susțin ceea ce am de zis, să-mi construiesc argumente. Văd că tu ai mai multă istorie cu debate-ul. Pentru mine a fost primul lucru, prima mea experiență în acest club. Cu ce te ajută pe tine debate-ul în viața de zi cu zi? Păi, mă ajută din multe puncte de vedere, deoarece, în primul rând, este vorba de vorbire în fața altor persoane, uneori chiar în fața unui public. Și atunci mă ajută să-mi controlez emoțiile în momentul în care vorbesc, să fiu capabilă să mă concentrez nu numai pe ceea ce spun, dar și pe modul în care vreau să transmit acea informație, acel mesaj. Din nou, cum am menționat, argumentele. E foarte important să știm să ne construim argumente, deoarece poate acum nu realizăm asta, dar mai încolo chiar va trebui să ne susținem anumite puncte de vedere, anumite opinii în fața altor persoane și dacă nu suntem capabili să zicem de ce credem asta, să dăm exemple, să ne justificăm, atunci nu ar mai avea sens, nu am fi convingători. Din câte știu, dezbaterile se desfășoară și în echipe. Cum ți se pare asta? Cum te împaci cu asta? Ți se pare benefic sau nu? Mie personal mi se pare benefic. Și mie mi se pare benefic, deoarece munca în echipă este importantă odată și poate eu despre o anumită temă nu sunt la fel de pregătită, nu sunt pregătită să vorbesc pe acea temă sau nu o cunosc la fel de bine, nu m-am documentat destul. Și atunci, în momentul în care suntem mai mulți, putem să ne dăm fiecare cu părerea sau dacă unul dintre noi se blochează, altul poate intervine. Sau dacă unul dintre noi are o idee, dar, de exemplu, eu susțin partea morală, vorbesc despre partea morală a moțiunii, da, etica. Și ideea care îmi vine mie nu se potrivește pentru mesajul discursului meu, atunci pot să o pasez colegului meu care o poate folosi și poate chiar cu acea idee să câștigăm. Dar asta vine din punctul de vedere al unei persoane care lucrează mai bine singură. Și atunci, nu știu, tu ce părere ai? Și eu mă asociez la fel cum spui tu. Chiar simt că este mult mai distractiv când o facem în echipă și te ajută mult. Consider că avem nevoie cu toții să știm să ținem o dezbatere. Da. Este important să știm să ținem o dezbatere, deoarece în viitor vom avea nevoie să dezbatem pe anumite teme. Să vină cineva și să ne zică un lucru care noi să nu fim de acord, care să ne afecteze și pe noi. Și atunci noi ar trebui să fim capabili să zicem, uite, eu nu sunt de acord cu ce spui tu. Eu sunt de părere că ar trebui să facem așa sau nu sunt de acord cu ce spui tu pentru că nu este moral sau nu avem resursele necesare sau nu, pur și simplu, nu este în avantajul nostru și atunci trebuie să-l convingem pe cel din fața noastră de opinia pe care o avem. Adică pur și simplu ne ajută să ținem o discuție mai bine.
Da, și ne ajută. Să ne împărtășim argumentul. Să ne susținem argumentul, dar în același timp să-l și construim. Totuși, consider că sunt demne să joace un rol mai important în școala românească, adică ai introduce asta ca și o materie sau un opțional? Nu știu dacă neapărat ca o materie, dezbaterea propriu-zisă, mai mult un fel de curs în care copiii să fie nevoiți să vorbească în fața clasei despre anumite teme. Deoarece, în primul rând, va trebui să se documenteze și să învățăm să ne documentăm pe anumite teme și să fim siguri de sursele pe care le accesăm. Este foarte important, după aceea, pur și simplu vorbitul în fața unui public. Nu este ușor pentru toată lumea și atunci, prin exercițiu, câștigăm încrederea de care avem nevoie, deoarece noi suntem, cum ar veni, viitorul acestei generații și noi chiar putem face o schimbare. Dar pentru a produce o schimbare este nevoie de o prezență publică și atunci noi, dacă nu știm să comunicăm cu un public, să ne exprimăm în fața unui public, nu o să putem să facem vreo schimbare în viitorul apropiat. Sunt complet de acord. Că tot vorbim de școală, ce alte materii ai include în școli? Probabil materii care nu sunt destul de importante astăzi, considerate de școli importante, adică, de exemplu, un prieten al meu vrea să dea la drept, dar el vrea să dea la drept din auzite, din ce a văzut în filme și atunci, cumva, prin introducerea educației juridice în școli, poate avea niște noțiuni de bază, niște noțiuni de la care poate să pornească și să fie sigur de ceea ce vrea să facă în viitor și să fie complet sigur de ce înseamnă educație juridică și drept, dacă vrea să fie avocat, procuror, etc. și de ce vrea să fie și atunci, cumva, ce ar fi important în acest punct de vedere, dar și legat de noi. Noi trebuie să ne cunoaștem drepturile și să știm ce ar trebui să facem în cazul în care dorim să le apărăm. O altă materie pe care o consider importantă este educația economică, pentru cei care vor să devină antreprenori, pentru cei care vor să-și deschidă o afacere și nu știu cum. Chiar și mie mi se pare foarte interesantă educația juridică, mai ales că ne poate ajuta chiar și în dezbateri. Totuși, ce ai exclude din școala românească? Nu știu dacă exclus ar fi termenul pe care l-aș folosi, dar mie personal mi se pare că educația muzicală și plastică ar trebui, nu neapărat excluse, dar transformate într-un opțional, deoarece, de exemplu, eu care sunt pe profil matematică-informatică, nu am talent nici la muzică, nici la desen și atunci este o oră pe săptămână pe care mie nu place să o practic, nu-i văd rostul, plus că dacă aș dori să merg mai departe pe ceva legat de muzică sau pe desen, cu siguranță aș face cursuri particulare care m-ar ajuta mult mai mult decât muzica și desenul de la școală. Acum, nu sunt împotriva culturii și dezvoltarea acestea, da, să știm mari compozitori și nu numai compozitori, dar și piese muzicale, să știm pictori, sculptori și așa mai departe și cumva și niște noțiuni de bază, dar aceste elemente de cultură ar putea foarte ușor, ar putea fi introduse foarte ușor în anii de gimnaziu și atunci în liceu am putea să ne concentrăm mai mult pe ceea ce vrem noi să facem mai departe și pe examenul de bacalaureat. Eram curios, tu cât timp aloci studiului? Eu personal nu aloc mai mult de 2 ore, simt că este suficient pentru mine. Tu ce zici? Legat de studiu, aici depinde foarte mult de orarul fiecăruia, în opinia mea, deoarece într-o zi cu ore mai complicate și mai multe ore, evident voi avea mai mult de învățat și mai mult de scris. În media aș spune undeva la 2 ore jumate, poate chiar 3 pe seară, cu tot scris, învățat și așa mai departe. Dar dacă, de exemplu, într-o săptămână am multe teste, acest timp va crește indiscutabil. Dar
Nu aș zice că este un timp atât de mare, având în vedere că sunt capabilă să-mi aranjez prioritățile. Au fost lucruri și activități la care a trebuit să renunți pentru școală, pentru studiu? Da, au fost câteva. În momentul în care mă pregăteam pentru examenul de capacitate, valoarea națională din clasa 8-a, a trebuit să renunț la dansuri populare. Eu am făcut dansuri populare și în școală chiar și erau cumva două ore de relaxare. Era un timp în care mă detașam de ceea ce trebuia să fac în momentul în care ajungeam acasă. De asemenea, am renunțat și la cursurile de chitară, care la fel erau foarte importante pentru mine, deoarece chiar dacă sunt o persoană care merge pe profil real, aceste mici elemente artistice mă ajutau să mă exprim, să mă relaxez și atunci această renunțare a existat. Și a trebuit să mă las de tenis din cauza că se suprapunea cu meditațiile la fizică. Da. Chiar îmi pare rău, dar abia aștept să vină vara să mă pot reapuca. Întorcându-ne la subiectul nostru principal, ce gânduri ai tu în timpul unui debate? Sunt foarte multe gânduri în timpul unei dezbateri, mai ales când vorbesc cei din echipa ta, dar și cei din echipa adversă, deoarece trebuie să fii foarte atent la ceea ce zic ei și cumva să legi fiecare argument, fiecare noțiune de ceea ce vrei să spui tu, să fii capabil să observi anumite scăpări ale celor din echipa adversă, pentru că astfel le poți combate în momentul în care vine rândul tău să vorbești. Dar dacă te referi la gândurile în momentul în care îmi exprim argumentele, atunci e destul de complicat, deoarece sunt foarte multe, începând cu ceea ce vreau să spun, tema despre care vorbesc, cumva să mă uit și la chipurile celor din echipa adversă, să văd, cumva să pot anticipa ce ar vrea să zică, cum ar vrea să-mi combat argumentul, ce intervenții ar putea să facă. De asemenea, mă concentrez și pe modul în care vreau să-mi transmit mesajul, deoarece este foarte, foarte important. Dacă eu am un mesaj mai trist, mai serios, trebuie să îmi ajustez tonul pe mesaj. Deci, pe scurt, nu ai cum să te gândești la nimic altceva decât debate, nu? Da, nu poți să te gândești la nimic altceva, de preferat nici la public, dacă este public în sală, deoarece sigur o să te blochezi și este important să fii cu gândul la ceea ce se întâmplă în momentul respectiv și nu să te gândești la aș fi putut să zic asta mai devreme, aș fi putut să fac așa și așa mai departe. Ne-ai zis că te incomodează cumva publicul, dar cum ți se pare ție colegii din clubul nostru? Colegii, cel puțin cei cu care am avut onoarea să lucrez, au fost foarte drăguți și foarte, cum să spun, muncitori. Deoarece, cum am menționat, a fost un efort de echipă să aducem dezbaterea cumva în favoarea noastră. Au fost ore de muncă și ore în care a trebuit să ne înțelegem unii cu ceilalți. Până acum n-am întâmpinat probleme cu colegii de echipă, nici nu doresc să întâmpin și mi se pare că m-aș înțelege cu oricare dintre ei, deoarece dacă am ales să intrăm în acest club, înseamnă că avem un interes comun și atunci nu cred ne poate ajuta să ne împrietenim cumva. Da, ne ajută și la socializare, ne ajută să ne integrăm într-un nou grup, deoarece în momentul în care am aderat la acest club nu cunoșteam aproape pe nimeni și în primele câteva ore mi-a fost destul de greu să mă acomodez, să-mi exprim ideile, să vorbesc de fapt în fața lor. Ce ți se pare ție cel mai greu lucru într-o dezbatere? Este destul de greu să justifici anumite argumente, deoarece trebuie să te documentezi foarte bine și, uite, de exemplu, în ultima dezbatere pe care am făcut-o a fost vorba de discriminarea pozitivă,
legată de dreptul femeilor de a intra în domeniul maritim, deoarece sunt foarte puține femei care intră în domeniul maritim și atunci guvernul venea cu soluția discriminare pozitivă. Și, într-adevăr, există o discriminare de care suntem toți conștienți, dar în momentul în care tu trebuie să susții opusul, este destul de complicat, deoarece nu sunt studii care să arate că nu există discriminare. Sunt studii care arată că există și atunci să vii cu dovezi, cu exemple reale, este destul de complicat. Dar cel mai ușor care ar fi? Mie personal mi se pare cel mai ușor vorbitul, în momentul în care vorbesc în fața publicului, deoarece cumva intru într-un personaj. Un personaj care cumva scapă de emoții, de insecurități, de anxietate și îmi place cumva să intru în acest personaj, să vorbesc, să mă gândesc, uite, aș putea să spun asta și în acest mod, îmi place să primesc intervenții, deoarece cumva dacă îmi pierd șirul de idei, intervențiile din echipa adversă sunt foarte bine primite și cumva mă ajută să mă gândesc la tot ceea ce am spus până în momentul respectiv, să trec peste toate argumentele colegilor mei, să le răspund la intervenții și apoi să continui cu punctul meu de vedere. Și pe mine mă bucură când primesc o intervenție. Tu cui ai recomandat debate-ul? Oameni. Da, tinerilor. Și când zic tineri, mă refer și la copii, deoarece pentru copiii mai mici sunt de părere că ar fi și un exercițiu de disciplină. Iar tinerilor, deoarece în momentul în care intrăm în adolescență, am observat că se instaurează anxietatea. În momentul vorbirii, în momentul în care trebuie să susținem ceva contrar opiniei publice. Și atunci, prin acest exercițiu, cumva ne acomodăm cu aceste situații și scăpăm de această anxietate și câștigăm și încredere, deoarece unul dintre cele mai frumoase sentimente în momentul dezbaterii este cel de după dezbatere, când primim cumva feedback și de la arbitrii, dar și de la concurenții, echipa adversă, și ne zicem anumite idei. Mi-a plăcut foarte mult cum ți-ai susținut argumentul în punctul ăsta, mi-a plăcut foarte mult ce ai spus aici și așa mai departe. Totuși, nu am vorbit deloc despre cum se desfășoară un debate. Ești mulțumită cu asta? Formatul este într-adevăr un format interesant. Este foarte frumos că suntem puși pe echipe, după cum am spus. Este vorba de două echipe, guvernul și opoziția. Guvernul care introduce moțiunea și o susține și opoziția care o combate. Fiecare echipă are câte trei vorbitori, vorbitorul 1, 2 și 3, cu repetarea vorbitorul 1 sau 2 la final pentru a oferi un discurs conclusiv, pentru a face un rezumat la ceea ce s-a vorbit și cumva aduce din nou în prim plan argumentele principale ale fiecărei echipe. Vorbitorii 1, în mare parte, se concentrează pe definirea moțiunii. Vorbitorii 2 aduc și ei argumente proprii, dar în același timp este foarte important să combată și argumentele vorbitorilor 1. Vorbitorii 3 se concentrează mai mult pe partea aceasta de valori, dacă este moral să facem acest lucru, dacă este bine ca moțiunea să treacă și de ce. Și, cum am spus, ultimele discursuri, discursurile conclusive, care sunt mai greu decât ar părea de făcut, plus că este un timp și mai mic. Pe durata dezbaterii, atât echipa adversă, cât și membrii propriei echipe au dreptul să intervină cu intervenții. Și, da, cam asta e. Iar apoi vine arbitrajul, nu? Da, arbitrajul. Eu nu m-am aflat până acum în poziția de arbitru.
Dar nu este un rol simplu, deoarece trebuie să urmărească în detaliu fiecare argument, să vadă dacă respectivul vorbitor a respectat forma argumentului, dacă a venit cu un titlu al argumentului, dacă l-a justificat, dacă a oferit o explicație, dacă exemplul lui a fost sau nu bun, convingător. Și de asemenea, îți punctează și intervențiile și modul în care răspunzi la ele. Este important să accepti intervenții, deoarece arată că este o dezbatere și nu doar un exercițiu de vorbire în public. Așa, și este destul de stresant că totuși noi ca vorbitori ne aflăm sub presiunea timpului, deoarece suntem cronometrați și trebuie să ne încadrăm într-un anumit timp. Și de asemenea se uită și pe ceas, să vadă dacă am depășit timpul cu cât, dacă nu am umplut timpul respectiv, de ce, cu cât, și așa mai departe. Există o regulă pe care ai exclude-o din debate? Eu personal aș exclude faptul că avem dreptul doar la 3 intervenții, care sunt părțile mele preferate dintr-un debate. Care ar fi o regulă pe care tu ai exclude-o? Uite, cu regula ta nu sunt chiar de acord, deoarece în momentul în care ai un argument stufos, este destul de greu să îl duci până la capăt dacă echipa adversă îți tot aduce intervenții, și atunci nu mai poți să duci argumentul tău până la capăt, trebuie să le răspunzi lor la intervenții. Desigur, poți să nu le accepti și după câteva intervenții respinse, arbitrii înțeleg că trebuie până la urmă să mai vorbești și tu despre ceea ce vrei să zici și despre ceea ce susține echipa ta. Dar prea multe intervenții deja nu și-au locul și au tendința să introducă vorbitorul într-o stare de anxietate, deoarece cumva avea un plan și atunci nu-l poate duce până la capăt. Îți înțeleg punctul de vedere. Ca ultimă întrebare, ai observat deja schimbări majore în stilul tău de viață? Ești mulțumită de aceste schimbări în viața de zi cu zi? Asta este o întrebare foarte bună. Sincer, nu știu dacă am fost neapărat atentă la aspectul acesta. Dezbaterile propriu-zise, da, m-au ajutat, deoarece mi se pare că cuvintele pe care le rostesc au altă greutate. O altă greutate în sensul că persoanele din jurul meu le primesc altfel și le privesc diferit și asta îmi place, evident, pentru că mi se pare că sunt ascultată și de asemenea mi-este mult mai ușor să mă duc în fața unei persoane și să-i zic, uite, tu ai zis asta, dar eu nu sunt de acord cu ce ai spus tu, deoarece puncte. Am observat că este mult mai ușor să fac ceea ce vreau eu. De exemplu, dacă sunt cu cineva și acel cineva zice, uite, eu vreau să fac asta și eu nu vreau. Înainte, mi-ar fi fost greu să-i zic nu. Și mi-ar fi fost greu să-i și explic de ce. Dar acum am altă siguranță pe mine și siguranța asta a fost câștigată în mare parte prin exercițiul de la dezbateri. Un alt impact ar fi pur și simplu, eu mă simt mult mai bine, deoarece dezbaterile sunt pentru mine un hobby, o activitate care chiar îmi face plăcere să o practic. Și atunci, după fiecare dezbatere, mă simt mult mai bine, mă simt relaxată, mă simt, nu știu. Te scapă cumva de nervi. Da, mă scapă de nervi și cumva vorbesc, am ocazia să vorbesc și să spun toate lucrurile pe care aș fi vrut eu să le spun. Deci are un efect antistres, cumva. Da, o detensionare nervoasă, aș putea spune. Dar îți plac dezbaterile? Chiar sunt mare fan și mai ales de când am observat că sunt mult mai sigur pe mine, am mult mai multă încredere în mine de când fac dezbateri. Sunt mult mai determinat să îmi exprim opiniile, mai ales în medii stresante, cum ar fi la școală, când simt că s-a întâmplat o nedreptate. Mi se pare mult mai ușor să-mi exprim opinia și să mă apăr cumva când se întâmplă asta. Da, și în același timp este vorba și de modul în care o zicem, deoarece la dezbateri trebuie să folosim un anumit limbaj, un limbaj respectuos, adică să ne adresăm echipei adverse, să nu-i atacăm.
Da, trebuie să fim explicăm, foarte atenți la asta. Da, să le explicăm respectuos. Uite, eu nu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră și așa mai departe. Și cumva să ne ajută și în fața unor persoane adulte, deoarece tot timpul ni s-a zis că în momentul în care noi comentăm, venim cu... suntem cumva obraznici, dar dacă ne susținem punctul într-un mod respectuos, cumva totul este în favoarea noastră și atunci ne este mult mai ușor să vorbim numai cu persoane de vârsta noastră, dar și cu persoane mai în vârstă și asta este un lucru pe care îl apreciez foarte mult. Mulțumesc mult, Maria, pentru răspunsuri. Și eu mulțumesc pentru invitație. Încurajăm elevii să se înscrie și ei în astfel de activități, poate chiar și în clubul nostru de debate. Vă așteptăm cu brațele deschise, avem locuri libere. Mulțumim mult publicului pentru atenție. Sperăm că v-a plăcut și vă așteptăm și în următoarea ediție a emisiunii Be Smart.